Ce planuri are acest ciclist Dumlăvița pentru anul 2017? Ne dorim să continuăm uh, inițiativele de anul uh, început în cursul anului trecut. Uh, Ne-am uh, învățat uh, lecțiile, vrem să îmbunătățim și o să și extindem formatul la unele competiții. Uh, acest an vom avea patru concursuri. Uh, începem cu Cupa Timișoarei, în iunie, 11 iunie mai exact. Uh, continuăm cu uh, Cupa Max Auschnitt, care în acest an va avea un format extins pe două zile, cu un pentru public în seara dintre cele două eventuri. Vom, ne vom apropia de Timișoara la, înspre Herneacova, unde vom avea trofeul Herneacova, acel format ce o consacrat, și încheiem cu, cu Păpădurea Verde MTB, care s-a bucurat de un real succes și mai mai ales că va fi ca și anul trecut, în aceeași perioadă cu Zilele Dumbrăviței. Am trecut uh, competiția de zile de Dumbrăvițe, a avut un mare succes, așa cum ai uh, spus. Uh, cum, uh, cum, organizați acest eveniment? Uh, Vaxați axați mai mult pe dumbrăvițeni, pe timeșoreni? Față de anul trecut, vom, ne vom îndrepta privirea puțin mai mult către timișoreni. Dacă anul trecut, să zic, au, au primat dubrăvițenii și cluburile consacrate de ciclist din țară, să nu uităm că am, că am, avut onoarea să participe și campionii naționali ai disciplinei de ciclist din România, în acest an îi invităm și pe timișoreni să se să se alăture de mersului și uh, uh, competiției să facă, să, facă, să facă, parte din, uh, din această concurs. Cum vă descurcați uh, din punct de vedere financiar? Se vede că uh, an de an reușiți să obțineți sponsorizări de la firme, dar cât de mult vă a autoritățile locale? Uh, da, aici o să împart întrebarea ta în, în două. Avem uh, sprijinul și suportul autorităților locale și ne, ne bucurăm pentru colaborarea bună pe care o avem uh, în toate competițiile noastre, dar uh, vorbind despre Dumbrăvița, uh, cu atât uh, mai mult uh, mulțumim tot, tuturor celor implicați. Sperăm ca în acest an să avem, uh, să avem sprijinul și din punct de vedere uh, financiar uh, pentru... Că, uh, uh, și pe această cale mulțumim sponsorilor fără de care nu, se pot, uh, nu pot fi posibile aceste evenimente. Uh, dar pe lângă acestea, pentru a uh, crește, bă, să zic, și competitivitatea și spectacolizitatea uh, concursurilor, uh, e bine să să avem alături din toate punctele de vedere și autoritățile locale, mai ales că acest eveniment, după cum am văzut și bă, anul trecut, este un... un bă, element foarte bun de mediatizare și popularizare a realizărilor comunității noastre. Vorbim despre Dumbrăviță aici.